Trei lucruri mărunte, nu neapărat wow, care vă fac foarte, foarte fericit. Păi, peste 100 de share-uri la ceva ce scriu în prima oră. Apoi, notele copiilor la mate, la fizică, la română, dar la limbi străine mai ales. Și trei, prima zi când e primăvara aceea spre vară, în care apar norii aia cu foși. Da, de vară, așa, frumoși. Aș vrea să pot să spun că știu cum se numesc, dar nu mai știu cum se numesc. Cumuluși, cred că se numesc, de vreme frumoasă. Da, da. Da? Și mi-aduc aminte de tinerețea mea când eram în școala de zbor și urcam la 2000-2500 de metri, cam acolo sunt ei, și mă dădeam printre ei cu avion, ca delfinul, știi, printre balize. Da, asta m-a făcut fericit și în continuare mă face fericit să-mi aduc aminte. Să dai seama, la 20 ceva de ani după, 30, nu, chiar 20. Wow. Da. Ce v-ați dori să moștenească sau să preia copiii de la dumneavoastră? Spaima de a se rata. Cred că spaima de ratare este cel mai important motor în viață. La mine a fost și sărăcia. Am crescut într-o familie foarte săracă, adică mama m-a crescut singură și n-am avut prea mulți bani. Și deci asta e cea mai mare frică. Da, spaima de a nu reuși, spaima de a rămâne sărac, de a rămâne neîmplinit, de a rămâne ratat. Până la urmă, asta e cel mai important lucru pe care poți să-l lași. De a avea regrete prea multe la final. Da. Aveți o listă cu lucruri pe care vreți să le faceți până la final? Până la finalul vieții? Nu neapărat scrisă, cât memorată. Da, aș vrea să încerc să trăiesc în altă țară, să văd cum e. Aș vrea să îmi cunosc nepoții de la toți copiii. Și aș vrea... aș vrea poate să fac din nou presă care să aibă un sens, să fie, să mă umple cu sentimentul că fac ceva bine. Știi? Asta aș vrea. Ce vă motivează cel mai mult atunci când scrieți clar pentru oameni? Ce vă doriți, de fapt, să ajungă la ei? Răutatea mă motivează. Să fire rea, știi? De obicei îmi iau țintă pe cineva și scriu rău de ăla, sau de situație, sau de persoană, de grup, de ce vrei tu, infracțional organizat, de... Da, deci răutatea, singurul lucru. Și răutatea, sentimentul că atunci când ești rău, nu poți să ții pentru tine. Și când ești bun, poți. Când ești rău, trebuie neapărat să... Să împarți. Da, n-ai cum. Ești o persoană rea. Da, da, da. Da. O definiție personală a iubirii. Oh, iubirea. Nu, n-am definiții pentru iubirea. Nu știu. E o chestie pe care fiecare o trăiește altfel. Nu poate, nu poate fi standardizată. E complicat să vorbesc despre asta. Nu prea îmi place să vorbesc despre asta. Nici măcar la nivelul unui individ nu cred că o poți standardiza. Da. Din experiențele doar ale tale. Da. Așa. Dar, în general, după o vârstă, am constatat că, de fapt, în mare parte, iubirea e un fenomen biologic care e provocat de mecanisme din creier. Da, da. Ne e instinctiv să cauți logică sau ceva înalt în ea, sau ceva, cum să zic, uplifting, nu știu, și, să folosesc un cuvânt în română. Exact. Ceva care să te înalțe și ceva care să fie, nu știu, divin, spirit și mai departe. Nu, e clar că este un mecanism chimic care vine, se duce... e în funcție de receptorii din creier. Da, adică sunt mult mai aproape de teoria mecanică, mecanica minții, decât de teoria esenței divine a iubirii. Nu cred în așa ceva. Sufletele chem la nu, nu, nu cred că există așa ceva. E chimie. Bun. Să ne imaginăm că sunt doar două tipuri de oameni pe lume. Care sunt aceste două tipuri din punctul dumneavoastră de vedere? Două feluri de oameni pe lume. Da. Băi, oamenii pentru care există și ceilalți și oamenii care, pentru care nu există decât ei. Teoria minții, care e o formă mai sofisticată de a împărți lumea în pro și deștepți, spune că de la un IQ de 90 încolo încep să-i mai bage seama și pe ceilalți. Dar când ești mai prostovan, așa, nu e vina ta. Da, pur și simplu, mintea ta nu are destule celule spațiu. Ca să, da, nu are destul spațiu ca să pună pe hard
să, nu, să observe existența celorlalți. De-aia proștii sunt mai egoiști și mai răi. Pentru că, pur și simplu, mintea lor, fiind mai mică, nu are loc și înțelegerea faptului că și ceilalți au interese și nevoi și nu pot să cuprindă restul lumii. Și nu pot să-i blamez, pentru că, pur și simplu, atât poate hardul lor. Atât poate hardul, da. Ce? Atât poate hardul, dai un kil de ulei și te votează. Corect. Uite o întrebare pe care o uitasem. Dacă v-ați fi putut alege să vă nașteți într-o altă epocă decât asta, în ce epocă v-ar fi plăcut să trăiți? Mi-aș plăcut să mă nasc în epoca iluminismului, deci în Franța de secol 17. Să-l cunosc pe Diderot, să-l cunosc pe Voltaire, să știu francez, să știu francez ideal, și să cunosc momentul ăsta unic în istoria omenirii, când oamenii au zis la naiba cu dogma, la naiba cu dogma religioasă, la naiba cu îngrădirile gândirii, hai să punem mai presus de toate dovada, științifică sau nu, dar dovada, argumentul, mintea, și să începem să căutăm în jurul nostru adevărul bazat pe dovezi. Oamenii ăștia care, dintr-o dată, într-o epocă post-medievală în care era foarte greu să faci mișto de biserică, să faci mișto de rege, să faci mișto de conetabil, de toate funcțiile care îi înconjurau, au început să, în primul rând, au folosit ironie, să aibă satiră, citiți-l pe Candid. Asta e o carte fundamentală, Voltaire, a istoriei ideilor europene. Este epoca în care mă simt cel mai aproape. Adică, vezi tu, acum se spune secolul următor va fi religios sau nu va fi deloc. Păi, cred că nu mi-a plăcea să trăiesc în secolul la care va fi religios. Nu. Pentru că, după mine, cel mai frumos moment din istoria omenirii și momentul în care am fost cei mai deștepți a fost când am putut să ne scuturăm de dogma. Da. Și să spunem... Și puterea și constrângerea. La un moment dat, eu deschis o scenă în care Laplace, un faimos fizician astronom, se duce la Napoleon. Napoleon îi comandase un mecanism așa cu sistemul solar, cu arc de ceasornic, și era foarte frumos făcut, era în centrul soarele și în jur planetele se împărteau, era cu arc, era o treabă foarte deșteaptă. Și Napoleon, cred că Napoleon al doilea, sau mai știu care, îi zice lui Laplace, băi, e foarte frumoasă construcția mașinăria asta ta, dar n-ai, unde l-ai pus pe Dumnezeu aici? Și Laplace îi zice, sire, n-am avut nevoie de această ipoteză. Ăla este momentul de eliberare a omenirii, de spaimă. Ăla e momentul de libertate intelectuală profundă a Europei. Văd că acum sunt tot felul de intelectuali de dreapta care plâng Europa creștină. Au uitat de iluminiști. Aia este esența Europei, de fapt. Și iluminiștii erau, în primul rând, inteligenți, curioși și gata să învețe. Exact, exact. Asta ar trebui să plângem, ca asta nu se mai întâmplă în Europa. Da. Deci în iluminism. Deci, cu toate argumentele. Da. Și în plus îmi plac pantaloni mulați. Deci, a și fost foarte în regulă, pentru că eu îi por la ciclism, deci ăia erau cam tot în zona aia, știi? Perfect, are cost. Mi-ați zis care sunt cele mai mari vise. Dacă ați avea la dispoziție un buton de restart, l-ați apăsa? Nu. Nu eternitate, nu... Nu, restartul vieții mele? Nu l-aș apăsa, că nu mai am energie să refac lucruri, știi? E ok cum au fost așa, lasă-le așa. Știi? Lasă-le acolo. Mulțumesc din inimă. Simt că mai aveam 500 de întrebări, dar pe de altă parte avem un timp limitat. Și o singură rugăminte, un mesaj, absolut orice vreți să le transmiteți, happy telespectatorilor noștri. Happy Câți sunt bărbați, cât sunt femei? Cred că mai mult femei. Mai mult Prefer femei? Prefer să nu. Da. Ok. Dragilor, că înțeleg că sunt mai mult femei la stația asta de televiziune, aș vrea un singur lucru să faceți. Să vă duceți în seara asta la soțul dumneavoastră sau la prietena dumneavoastră și să-i spuneți, dragul meu, te înțeleg. Și doi, să nu-l mințiți. Ideal. Adică chiar să-l înțelegeți, să încercați să o faceți. O să vedeți că e o surpriză mare, vă așteaptă acolo. Omul acela e de multe ori mai interesant și mai de cunoscut decât vă imaginați voi. Încercați. Thank you.